Din Proverbe, capitolul 24, cu 3, un verset, și apoi Iacov 3, cu 17, încă un verset. Proverbe 24, cu 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Iacov 3, cu 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, merită să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Am fost rugat de către slujitorii dumneavoastră să avem un mesaj, să am un mesaj pentru familii. Și cred că e binevenit acest mesaj. Că ești căsătorit, că nu ești căsătorit, o să poți să înveți câteva lucruri din Scriptură în această seară, care cred că îți vor fi de folos. Noi atunci când ne căsătorim, ducem cu noi niște valori sau non-valori pe care le-am învățat de la părinți, de la colegii de la școală, de la slujitori, de la anturajul în care am crescut în acei 15, 20, 22, 25 de ani. De aceea e foarte important nu să te căsătorești, ci să aduni niște valori care atunci când te căsătorești să le poți pune în funcțiune. Foarte multe fete au impresia că dacă vorbesc cu un băiat care minte, când noi ne punem mâna peste ei, dintr-o dată el o să spună adevărul. Iubiții mei, ascultați-mă. Cristi Boariu, Papa și oricine altcineva nu poate schimba pe nimeni dacă omul ăla nu vrea să fie schimbat. Spuneam aseară la fratele Ben la biserică, niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. De aceea e foarte important ca și părinți, deși nu se vorbesc despre părinți și copii astăzi, e foarte important ca și părinți ce sădim în copiii noștri. Am observat că copiii fac nu ce spune tata, ci ce face tata. Copiii tăi, eu mă uit la fata mea mai mare, are 11 ani și ceva. În 10-12 ani ea va pleca din casa mea. Iar un proverb spune că așchia nu sare departe de trunchi. Ea va pleca din casa mea cu niște valori sau cu niște non-valori. Și acum ascultați-mă cu atenție. Știați că, virgulă, căsătoria este o cutie goală. Foarte mulți au impresia că în ziua nunții sau după nuntă, când te trezești dimineața, numai bucurie, numai aplauze, numai flori. Nu. Cuvântul căsătorie nu are nimic în el. Nimic. Eu în cutia căsătoriei, când mă trezesc dimineața, voi pune ceva. Bună dimineața, draga mea. Ea, când se va trezi, va pune și ea ceva. Și o poezie spune fiecare dă ce are. Și acum fiți foarte atenți. Când eu nu mai pun cuvinte frumoase, respect, apreciere, iertare și alte valori despre care vom vorbi în seara aceasta, și aștept ca partenerul să pună, și eu nu mai pun, el va fi dezamăgit într-o zi că eu nu mai pun nimic. Fiți atenți acum. Când doar unul pune și iau doi, se termină repede. Și într-o zi vrei să mergi la cutie, să iei ceva din cutie și nu mai ai ce să iei. Și acum, atenție. Omul care nu mai pus, știi ce spune? Partenerul îi devine. Mă duc la alta. Iubiții mei, dacă fratele Cristi Boariu, ferească Domnul, dacă fratele Cristi Boariu minte în Deva, când se mută în Hagen, sau în Leeds, sau în Londra, ce face? Mint la fel. De aceea, divorțul nu-i soluția la problemele tale. Soluția la problemele tale este schimbarea ta, nu divorțul. Dacă eu sunt un om în Ios, în Deva și mă duc la Brașov, tot în Ios o să fiu.
Iubiții mei, dacă nu înțelegem aceste adevăruri, ascultați-mă bine, vom avea ani de zile de probleme în căsătorie și într-o zi vom pleca frustrați, mânioși, irascibili, dezamăgiți și vom spune... Dam o întrebare. Tu ce ai pus? Euro. Dar ați văzut undeva aici când am citit că prin euro se înalță o casă? Eu știu oameni care stau în casă de milioane de euro și nu mănâncă împreună. Și știu care stau pe chirie și se iubesc. Iubiții mei, tot ce are Cristi Boare un buzunar, pe telefon, în poșetă, soția mea, tot ce e material, noi putem pierde într-o zi. De aceea nu recomand nici la voi, nici la noi, să se facă căsătorii pe baza Mercedes, BMW, Audi, vilă și alte lucruri. Atenție, nu-i păcat să le avem. Dar dacă îl iei pe om pentru ceea ce are și nu pentru ceea ce este, când nu mai are, ce faci? Cauți altul care are. Și pentru asta a început să apară divorțurile în biserici. Iubiții mei, au spus Pavel că omul din afară trece. Omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Eu dacă sunt un om integru și am un iPhone 14, eu iPhone 14 pot să-mi-l fure oricine, integritatea nu mă ia nimeni. Că e o valoare interioară. Cel mai important lucru pe care noi îl avem pe acest pământ, ascultați-mă bine, îi familia. Bărbații m-au zis, nu mașina, că unii mai mari grijă aveți de mașină decât de nevastă. Cea mai mare valoare nu-i casa, e familia. Eu n-am văzut pe nimeni să ducă cu el gresia și aragazul în mormânt. Dar de multe ori, când închidem frigiderul, suntem atenți, nu cumva să tântim ușa, să nu iasă din garanție. Dar când închizi ușa la casă, nervos după ce ai vorbit cu nevasta, de ce nu ești atent? Ai mai mare grijă de frigider decât de cămin. Că doar nu din cauza plinătății Duhului Sfânt îi trântești ușa în față. Ești plin de Duhul Sfânt și nu mai poate. Nu? Iubiții mei, mai spun ceva și intru în mesaj. Cea mai puternică forță din univers nu-i bomba de la Hiroshima, nu-i dinamita. Cea mai puternică forță din univers este dragostea. Din cauza că cea mai puternică forță, cele mai mari împliniri în viața asta, ți le va aduce dragostea. Dar, să nu uitați că dinamita poate arunca în aer un munte ca să găsești aur sub el, sau poate arunca în aer o școală sau o grădiniță. Cele mai mari împliniri vin din dragoste și cele mai mari dezamărgiri vin tot din dragoste. Încă ceva. Noi suntem creați din mai multe departamente, compartimente. De exemplu, departamentul sau compartimentul material. Dacă mi-e frig, tu nu poți să-mi dai Biblia să o citesc, că nu mă ajută cu nimica, chiar dacă iau o carte sfântă. Dacă mi-e frig, eu trebuie să mă îmbrac. Dacă mi-e foame și tu îmi dai un telefon, eu n-am ce să fac cu el, pentru că departamentul meu fizic are nevoie de hrană. Avem material, fizic, educațional, da? Nu o să-ți dea nimeni diplomă de bacalaureat că ai mâncat bine. Pentru că sunt departamente diferite. Nu poți să iau soluția de la un departament și să rezolv cauza de la alt departament. Dacă înțelegeți aspectul ăsta, o să vă fie foarte ușor în viață, în multe domenii. Avem departamentul spiritual. Luca 12, un bogat s-a uitat la grâu, la orz, la porumb și a zis, mănâncă suflete sarmale și bea cola. Și Dumnezeu a zis, ești nebun, mă? Nebunule, n-ai înțeles că sarmalele care hrănesc omul fizic nu poți să le dai la suflet. Sufletul are nevoie de cuvânt. Fiți atenți acum ce fac toată viața oamenii. Toată viața, golul din suflet, din Eclesiastul, a pus în ei gândul veșniciei, urlă după Dumnezeu. Și oamenii spun, îi dau o Tesla. Îi dau un Bergambir. Îi dau Marlboro, îi dau o mobilă. Nu.
Gândul veșniciei are nevoie de Dumnezeu în el. Iubiții mei, fiți acum foarte atenți. Acum ați înțeles ce spun mai departe. Eșecul din domeniul familial, sentimental, că avem și domeniul ăsta, al sentimentelor, nu poate fi rezolvat cu soluții din alt departament. O soție înșelată de soț, dacă dai 1 milion de euro, ea nu să zic, acum mă simt bine. Nu, pentru că ea a fost înșelată și trădată în departamentul sentimental. Sper că nu v-am pierdut. Și acum fiți atenți. Absența împlinirii în familie nu poate fi compensată cu niciun succes în alt domeniu. Am văzut oameni cu 5-6 divorțuri care sunt milionari în euro și nu sunt fericiți. Știți de ce? Că întotdeauna eșecul sentimental are traume mai mari decât eșecul financiar. Așa am fost creați, nu mă luați pe mine la rost. Vreau să te întreb, dacă copilul tău a căzut și și-a rupt mâna și piciorul, mai poți să mânci cu bine? De ce? Că eșecul familial întotdeauna e mai puternic ca și eșecul fizic. Mai spun ceva. Că Domnul e bun și curge. O soție care nu te iubește sau nu te respecte, nu va compensa un șef care te apreciază. N-am văzut bărbat care să zică, bă, chiar dacă nevastă mea cu care am făcut nu știu câți prunci și avem o familie de ani de zile, chiar dacă nu mă respectă, auzi, șeful mă iubește maxim și stare bucuros. No. Dar atenție, invers e valabil. Invers e valabil. Neîmplinirea la serviciu poate fi rezolvată de împlinirea din familie, că întotdeauna împlinirile familiale sunt mai mari decât împlinirile de la serviciu. De ce am făcut introducerea asta foarte lungă? Și de ce? Ca să vă fac să înțelegeți împreună cu mine că cel mai mult ar trebui să ne preocupe familia. Din păcate, cel mai mult timp pe care îl petrecem cu telefonul, cu colegii, cu șeful, cu prietenii, cu grătarul sau la voi noi. Nevasta e căcat cămașa. Pace, am plecat la biserică. Și te miri de ce nu ridică mâna sus la închinare? Bărbaților, vă mirați? Să nu vă mai mirați în seara asta. Și în mașină, când pleci undeva și ai în spate sau în dreapta, tot pe telefon ești. Și arab un an, 2, 3, 5. Însă la un moment dat, din cauza eșecului sentimental, cedează. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi vrea să binecuvinteze familiile voastre. Amin. Dar o să o facă prin voi, nu prin Mihail, nu prin Gabriel, ci prin noi. Necesari și pentru casa ta și pentru casa mea. Am crezut că în Proverbe Solomon o să zică prin rigip se înalță o casă. Prin ciment. Nu. O zis Solomon că stai în cort, în garsonieră, în vilă, în apartament, nu contează. Ce contează este înțelepciunea. Vă dau o veste bună. Niciunde în Biblie Dumnezeu nu ne-a zis că ne-o dă cu porția. El ne-o dă cu mână la și fără părere de rău. Dar au zis o condiție. A zis Dumnezeu așa prin apostolul Iacov. Cui îi lipsește înțelepciunea? Vreau să vă întreb pe voi, slujitorii, ați pățit până acum de când slujiți? Eu slujesc de vreo 14-15 ani și n-am pățit. Să vină bine la Amon, mă numesc sora Ileana, îmi lipsește înțelepciunea, rugați-vă pentru mine. Să te ferească Domnul să fie așa bilet, mă faci de râs în față, zice. Iubiții mei, o zis Domnul, singura condiție ca să vă dau, e să recunoașteți că nu aveți.
Știți că asta e cea mai grea. Omul ar fi în stare să-ți dea 1000, 2, 50.000 de euro să dea înțelepciune Dumnezeu. Dar nu să recunoască că nu o are. Dacă în seara asta o să spui, Doamne, ceea ce predică fratele, n-am știut și nu am. Dar vreau să-mi dai, pentru că recunosc că nu am, îți garantez că Dumnezeu îți va da. Primul stâlp al înțelepciunii necesar pentru casa noastră este puritatea. Puritatea. Curăția. Spune Iacov aici, înțelepciunea care vine de sus este întâi. Adică pe primul loc. Cum? Curată. Iacov 3:17. Dragii mei, puritatea în căsătorie este strâns legată de fidelitate. Ascultați-mă. Culoarea mobilei se negociază. Culoarea covoarelor se negociază. Parchetul, că e din Turcia sau Italia, se negociază. Puritatea nu se negociază. Fidelitatea nu se negociază într-o căsătorie. Nu faceți confuzie între principii și încredințări. Minciuna nu e o încredințare, ci un principiu. Adevărul, a spune adevărul, a fi fidel, a fi integru, da? Mai spun ceva. Fidelitatea dumneavoastră este un jurământ. Nu un contract. Este un jurământ. 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, curățirea, da? Fidelitatea. Și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Iubiții mei, haideți să ne uităm unde avem nevoie de puritate. Că eu știu bărbați care și-au înșelat nevestele online. Nu-s divorțați. Nevestele lor poate nici nu știu asta. Ei s-au mărturisit. Dar știți ce m-au zis? La nivelul gândului mai întâi. Colega de la servici. Prietena de familie, nu știu cui. M-am gândit. Iubiții mei, avem nevoie de puritate în trei domenii. Puritate în gândire, puritate în vorbire și puritate în fapte. Putem spune amin? Amin. Dar acum vreau să le luăm pe rând. Puritatea în gândire. Cea mai mare bătălie care se dă, se dă în mintea noastră, în mintea voastră și în mintea mea. Acolo e cea mai mare bătălie care se dă. Cristi Boariu nu va spune niciodată o vorbă care mai întâi nu a trecut prin minte. E prima sită, e primul filtru. De aceea, dacă vreau să am vorbire curată și fapte curate, trebuie să am o gândire curată. Iubiții mei, ascultați acum. Omul curat are gânduri curate. Mie mi-e suficient să aud pe cineva cum vorbește ca să-mi dau seama ce e în mintea lui. Chiar dacă nu-i cunosc gândurile. Iubiții mei, avem cel puțin două surse prin care intră ceva în mintea noastră, în interiorul nostru. Ochii și urechile. Ochii și urechile. 85% din informația care intră în mintea noastră vine prin ochi. De ce vine Iisus și spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este curat? Nu v-a spus întrebarea. Din cauza că cea mai mare parte a informației vine prin ochi. Cum stați la nivelul ochilor, iubite surori și iubiți frați? Când dai scroll pe TikTok, ce îți recomandă TikTok-ul? Știți că TikTok-ul și YouTube-ul știe mai bine ca păstorii voștri, ca slujitorii voștri ce vă place. Dacă eu ca slujitor aș intra pe pagina voastră de YouTube, pe homepage, pe pagina aia prima, îmi dau seama în 3 secunde la ce vă uitați. Că YouTube-ul îți arată recomandări pe baza ceea ce te-ai uitat înainte. Pe păstorul poți să-l înșel, pe YouTube nu. Știi ce o să facă Dumnezeu în ziua judecății? Nu mă o să ceară istoricul. O să ia istoricul de la ce te-ai uitat. Și o să strate. Iubiții mei, sunt în Hagen astăzi. Soția mea nu știe acolo unde eu sunt cazat, la ce m-am uitat azi noapte sau la ce mă o să mă uit de seară. Dar ascultați-mă. Ceea ce fac când nu mă vede nimeni, ăla e adevăratul meu caracter. Foarte mulți sunt pocăiți pentru că e pastorul lângă ei. N-ați văzut când dintr-un proroc, cum chemăm șervețelele, cum ne luăm baticul? Iosif era singur în Egipt.
Și a venit femeia aia la el și, ascultați-mă, ea a inițiat ispita. Ea-l bătea la cap. Ce a zis Iosif? Îmi spunea cineva, frate Cristi, mă duc la facultate, trebuie să plec în facultate în Cluj și o să-mi fie greu. Auzi ce i-am spus? Nici o lumânare nu se plânge că e prea gros întunericul și nu poate să se aprindă. Nici o lumânare. O zis Iosif, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Nici prin minte nu m-a trecut. Tu îmi ceri fapta, o zis către femeia aceea. Dar mie nu m-a trecut de minte încă. Cum stăm cu gândurile, iubiții mei? Am văzut patru surse de unde vin gândurile. Unu, gândurile vin de la diavolul. Diavolul studiază un om, vede ce îi place și aia aduce înainte. Și acum ascultați-mă. O studiat pe Esau și eu văzut că îi plac aventurile, că îi plac ciorbele, îi place mâncărica. O să vă spun ceva și nu o să vă plac acum. Dar dacă vă pocăiți, merită să vă spun. Cine nu se poate înfrâna de la o mâncare, nu se înfrânează de la multe lucruri. Cine nu poate, cine pentru o mâncare face scandal în casă, că nu i-ai făcut ce îi place, ți-a făcut scandal, ăla face multe nascuns pe care o să le descoperiți mai târziu și o să plângeți. Cine nu poate să se înfrâneze, să ia o zi de post, ăla are mari probleme în spate. O studiat diavolul pe David și au văzut că când scrie versuri și psalmi, nu poate să-l lovească. Dar au văzut că în timpul liber poate să trimite stăteata către el. Și când alții erau la război, au zis David, eu mă duc pe teras. Și acolo pe teras a venit stăteata care l-a ucis pe el. I-a ucis bucuria mântuirii pentru câteva luni de zile, cel puțin. Până o descoperit Nathan și l-a confruntat. Și patru copii au murit. Sărgeată. Iubiții mei, gândurile, știți de unde mai vin? Gândurile vin de la Dumnezeu. Sunt gânduri care vin de la Dumnezeu. Nu mai citesc la fiecare verset biblic ca să câștigăm timp. Apoi gândurile vin de la oamenii cu care relaționăm. Într-o zi Amnon era supărat și avea un prieten, Ionadab, care spune Biblia că era un om viclean, șiret. Oamenii șireți au gânduri șirete. Să nu uitați lucrul ăsta. Și vorbind cu Amnon cu Ionadab îi dă o idee. Îi vine în gând, Amnon o acceptă, o pune în practică și ideea aia într-o zi o la viață. Care sunt prietenii care îi ai? Care sunt persoanele cu care vorbești? Imaginați-vă că eu acum ies de aici și mă urc într-un BMW cu geamuri fumurii și lângă mine patru băieți care trag pe nas, au acei cercel în nas, mai eu tatuat, o să zică Papa Cristi, anul viitor mai poți să vii la predică. Nu o să zic asta. Toată predica mea e anulată de anturajul ăla. Persoanele cu care relaționăm, ne influențează și pun gânduri în mintea noastră. Am acasă cartofi, fiindcă mare am vreo 3 saci, acolo pus rezervă. Știți ce am observat? Când un cartof se strică, strică un sac întreg după el. Așa că dacă vrei să-i strângi, stai lângă cartofii stricați. Stai lângă băiatul care se uită toată ziua după femeie. Stai lângă ea care dau kilometri în spate la mașini și într-o zi o să faci tu la fel. Stai lângă omul compromis și într-o zi te vei compromite și tu. Cine umblă însă cu înțelepții, se face mai înțelept. Iubiții mei, dacă nu sunteți siguri de anturajul cuiva, uitați-vă care sunt prietenii lui cei mai apropiați. Uitați-vă. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Apoi mai vin gânduri din mintea noastră. Pe baza experiențelor noastre, pe baza trecutului nostru, noi acceptăm anumite gânduri. Puritate în vorbire, puritate în fapte. Nu mai intru în detalii. Iubiții mei, vreau să vă spun, cauza numărul 1 a despărțirilor din familie, a divorțurilor în lume, la momentul de față, este infidelitatea. Peste 60% dintre divorțuri vin din cauza infidelității. Fiți foarte atenți la lucrul ăsta, că mai întâi începe cu o imagine, mai întâi începe cu
lucruri din astea pe ascuns și într-o zi te enervezi că soția ți-a luat telefonul. Apropo, roșești dacă soția te-a telefonul. Ar trebui să știe și ea parola. Eu am acasă și o tabletă pe care intre copiii cu acordul meu și cu parola mea sau soția. Eu și soția știu parola de la tabletă. Fac o paranteză. Dacă nu vă puneți parole la tabletă și copiii voștri sunt sub 14 ani, vi distrugeți și vi trimiteți în iad cu mâna voastră. Aveți mare grijă. Că voi plecați. Ei vin următoarea generație. Nu zic mai multe. Pe tableta care o am acasă, apare în timp real, oriunde sunt în lumea asta cu mașina sau plecat undeva. Mă întreabă Elisa într-o zi, fată de 10 ani, tati, ce ai căutat pe strada aia? Și am zis, dragă, am avut o problemă acolo, am mers acolo, am făcut aia. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că omul care e gata să dea socoteală este omul fidel. Integru. Omul care ascunde. Omul care nu vrea să fie controlat. Omul care nu rămâne sub autoritate în biserică, în familie. Să știți că e omul compromis. Iubiții mei, Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile. Amin. Mai spun ceva. Bărbatul curat, auziți bărbații, nu va spune ce frumoasă rochie ai azi unei colege de serviciu niciodată, ci doar soției. Atenție! Că de la o propoziție au căzut unii. Femeia curată nu va spune niciunui bărbat vreodată în afară de soțul ei, îmi place să petrec timp cu tine. Atenție foarte mare. Curățenia, curățirea, puritatea și fidelitatea oferă siguranță familiei. Și închei primul punct spunându-vă ce spunea Nicolae Iorga. Încrederea nu se pierde decât o dată. A doua oară nu mai e cum să o pierzi, că nu mai ai. 2. Un al doilea lucru, iubiții mei, care e necesar în căsătoriile noastre, un al doilea stâlp al înțelepciunii, știți care este? Armonia. Pacea. Asta spune Iacov, nu spun eu. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și așa mai departe. Pașnică, pașnică. La Nela Beva am făcut o orchestră, nu eu, ci frații. Undeva la 80 de copii au început, au rămas undeva la 50. Am observat ceva interesant. Poți să le cumperi instrumente, e foarte bine, caiete, cântări, tot ce vrei. Cel mai important lucru la orchestră este sincronizarea. Sincronizarea, armonia. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o familie, după fidelitate, după curăție, este pacea. Este pacea. Despre Iisus Hristos se spune în Isaia 9:6 că printre alte nume pe care le avea, avea și numele Domn al Păcii. Ai pace în casă? Biblia spune tot prin Iacov că un singur chibrit poate arde hectare întregi de pădure. Un singur chibrit. Știți că un singur cuvânt poate aprinde un conflict pe care nu poți să-l stingi, poate ani de zile după aceea. Eu am un principiu în viața mea și încerc să-l aplic de câțiva ani. Nu aprind focuri pe care nu le poți stinge. Nu aprind focuri pe care nu le poți stinge. Nu duc vorbe pe care le-am auzit. Am auzit că despre papa sau despre fratele Beni, Dumnezeu vine la Sodoma și Comora și îi spune la Avram, mă duc să văd dacă ceea ce am auzit e adevărat și apoi las peste ei pedeapsă. Tu cum îți permiți să duci vorbe dacă n-ai văzut? Și dacă ai văzut, o zis Dumnezeu, eu sunt cu pedeapsa, eu sunt cu răzbunarea. Tu ești cu pacea. Amin. Amin. Iubiții mei, atât de ușor se aprind focuri în familia noastră. Un singur cuvânt. Maică ta te-a făcut așa. Și ai aprins un foc. Toți pompierii din Hagă nu ți-l sting. Atenție foarte mare. Ai spus un cuvânt într-un comitet, într-o biserică, la o adunare generală. Eu am o vorbă.
Cine ia noroi de jos și aruncă în alții, să nu uite că rămâne cu mâinile murdare. Noi curățim noroiul ăla, dăm cu mătura, comitetul l-am scos afară, dar tu rămâi cu mâinile murdare 20 de ani pentru scandalul care l-ai făcut. Să nu uiți ce spun. Și să nu uitați că mărturia e mai importantă ca darul. Fapta ta e mai importantă ca prorocia care o spui și ca și cântarea pe care o cânti și ca predica pe care o spui. De aceea, iubiții mei, Biblia spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Pacea și sfințirea. Auziți, un pas cu pace, un pas cu sfințire. Nu fac doi cu sfințire, că trebuie să umblu într-un picior. Și nu o să pot umbla mult într-un picior. Nu fac nici doi numai cu pace, fără sfințire. Auzi, ca să fie pace, îl las pe soțul meu să mă minte. Să fie pace. Nu, nu pot așa. Nu. Trebuie să vorbesc frumos, să-l confrunt cu dragoste, să o confrunt cu dragoste. Vorbeam cu frații la masă astăzi despre Avram și despre Lot. Genesa capitolul 13. Apare ceartă între angajații lor, între slugile lor, între păstorii care se ocupau de turmele lor. Și acum ascultați ce spune acolo la un moment dat Biblia. Cananiții și fereziții erau atunci în țară. Ce treabă are cananitul cu ferezitul și cu ceartă ăsta? Știți când se ceartă doi pocăiți, cum se opresc cananiții la fabrică să se uite la noi? Știți când se ceartă două biserici, cum se oprește un întreg oraș și se uită la noi? Iubiții mei, o zis Avram către Lot așa, Lot, hai mai aproape, ce nu te pleasnească, hai aici, zice, hai aici. Auzi, eu nu vreau să ajungă cearta la noi doi. Înainte să ajungă la patron cearta, hai să o rezolvăm câtă vreme între angajați. Că după ce ajunge la patron, ajungem la tribunal. Iubiții mei, vorbeam cu frații și le spuneam, e foarte greu să te cerți cu o persoană care vorbește frumos cu tine. Care vorbește respectuos. Deschid Biblia pentru că nu vreau să spuneți când cineva că Cristi le inventează. Și vreau să vă arăt în Genesa capitolul 13. Pune-mi, te rog, versetul, cred că versetul 7 este. 8. Avram a zis lui Lot, nemernicule, cine te-a dus în Hagen pe tine, mă? Cine a băgat actele la primărie? Nu ți-e rușine, mă? Așa au zis, da? Te rog. Încercați să vă certați cu cineva care spune te rog. Mulțumesc, iartă-mă, scuze, e vina mea. Nu o să reușiți. Și ascultați-mă. Avram era peste Lot și peste turme, cu mult și cu turmele și înaintea lui Dumnezeu. Te rog, dacă vrei să eviți o ceartă în familie, în biserică, în comunitatea în care ești, vorbește frumos. 2. Dacă vrei să eviți o ceartă, mai trebuie să faci ceva foarte important. Vorbește de la egal la egal. Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine. Căci suntem? Nu erau frați. Era unchiul cu nepotul. Dar înaintea lui Dumnezeu suntem frați. Amin? Pe mine nu dușmanii m-au lovit cel mai tare, ci frații. Că frații știu unde te doare, dușmanii nu. Vorbește de la egal la egal. E foarte important lucrul ăsta. Mai departe, am mai văzut ceva frumos aici la Avram. Auziți? Nu lăsa conflictul să escaladeze, să nu ajungă să rămână acolo, între slujitori, da? Și 4. Fii gata să plătești prețul. Pune-te rog următorul. Despartă-te de mine. Dacă apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Acum în familie nu-i valabil lucrul ăsta, că nu pot să mă despart de trupul meu, că sunt cu un singur trup cu soția. N-am cum să mă despart, numai dacă mă tai în două. Dar unde vreau să ajung? Fii gata să plătești prețul păcii. Fii gata să plătești prețul păcii. Știți cum am eu cu soția pace de 11 ani în casă? După ce m-am căsătorit, m-a dat Domnul așa o lumină, că
Dacă se mai îndură el, ne mai dă câte o lumină. Am zis, dragă, hai să facem un angajament. Eu toată viața o să mă ocup de familia ta să le fac bine și tu de-a mea. Vă garantez că funcționează. Am 11 ani de când merge bine lucrul ăsta. Eu zic, dragă, ce cadou să le facem la părinții tăi? Uite, au 40 de ani de căsătorie, un cadou frumos. Și ea spune, dar ai tăi când fac 40 de ani? Na, ceartă-te cu ea, pungea. Sau ia cu mine. Și nu mai spun altele, că e bine să rămână ascunsă, să audă numai în ziua judecății, că sunt lucruri frumoase, da? Dar fii gata să plătești prețul. Fii gata să plătești un preț. O zis Avram, Lot, alege ce vrei tu. Acum fiți atenți că cine alege primul de să putea să dea în bară. O ales Lot, câmpia, lucerna, grâu, orzul, ovăzul, Sodoma și Gomora au venit all inclusiv, la pachet. Știți? Avram a rămas cu muntele. Gândește-te să ai turme și rămâi cu muntele? Nu se pare că e nedrept. Da, dar a rămas cu muntele și cu Dumnezeu. Iubiții mei, ascultați-mă, copiii care sunt azi în închisori, oamenii mari care sunt azi în închisori, mai întâi au fost copii. Cei mai mulți oameni care astăzi consumă heroină, cannabis, alte substanțe, cei mai mulți interlop, mafioți și alți oameni de care mi-este milă și fac tot posibilul să ajung cu Evanghelia și la ei, prin rețele de socializare și prin alte moduri, au avut traume în familie. Au crescut în medii unde a fost ceartă, scandal, bătăi și alte lucruri. De aceea e foarte important, dacă toți spun că sunt pocăit, ca și tată și mamă pocăită, să ofer un cadru frumos de pace copiilor mei. Doamne, ajută-mă la asta. Vom greși, dar pentru a ne menține pacea, ascultați-mă, vom greși, dar pentru a ne menține pacea, nu ne vom culca niciodată supărați seara. Punem, te rog, Efeseni, capitolul 4, cu 26. Efeseni 4, cu 26. Ascultați ce spune Biblia aici. Să n-apună soarele, vedeți că iarna pune mai repede, vara mai aveți 2 ore. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Un cuplu căsătorit a avut o ceartă și au decis să nu-și mai vorbească pentru un timp. La 2 zile după cearta lor, bărbatul și-a dat seama că are nevoie de ajutorul soției. Numai că și bărbații au un egoism în ei uneori. Cum să recunosc eu că am nevoie de nevastă mea, mă daia de la cratiță să mă ajute pe mine? Pentru a lua un zbor spre Chicago și pentru o întâlnire de afaceri trebuia să se trezească la 5 dimineața. Atunci nu erau telefoane care să spună, știți? Nevrând să fie primul care rupe tăcerea, nevrând să se smerească, să se umilească, o scris pe o hârtie pentru soția lui, trezește-mă la 5 dimineața. A doua zi dimineața, bărbatul s-a trezit, însă s-a trezit la 9. Avionul era la Chicago deja. Nervos, supărat, a vrut să meargă să facă scandal. Însă a descoperit pe un bilet pe pat pe care scrie așa, e ora 5, trezește-te. Înțelegeți? Deci dacă vreți, vorbim în bilete. Dacă vreți, vorbim în SMS-uri. Dar dacă Dumnezeu vrea să vorbim în SMS-uri, nu ne mai dădea gură. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să n-apună soarele peste mânia noastră. Doamne, ajută-ne la asta. E un seminar, nu e o evanghelizare. Vreau să fie seminar, să înțelegem astăzi niște învățături. Nu o să fac chemare, că poate ieșim toate familiile în față și nu este loc. Dar vreau astăzi să pricepem un lucru. O zice cineva, decât să-l iert, mai bine mă duc în iad. Eu zic altceva, decât să mă duc în iad, mai bine îl iert. Da? Ne vom cere iertare. Acum am observat ceva. Foarte multe surori au devenit profesoare de geografie și de istorie. N-ați observat? Știe ce a făcut bărbatul doar acum 20 de ani greșit. Și locul ți-l spune și cum era vremea atunci. Ce ningea, zice. Ningea când ai făcut scandal, zice. Era o zi de marți, zice. Decembrie, așa? Iubiții mei,
Am scris azi un articol, frate, vreau să mă scoată în oraș, însă eu mai am de scris câteva cărți, două cărți, mai trebuie să scriu și mai am de lucru. Și mă rog Domnul să-mi dea inspirație. Și îmi dă Domnul un gând în timp ce stăteam astăzi acolo meditație, în cuvânt. Și au zis, Domnul, adu-ți aminte că atunci când erai la bunicii tăi și mereai să cumperi de la magazin ceva, îți dădea pe caiet că nu mai aveai bani. Știți, nu? Nu, așa te iartă unii, pe caiet. Și am scris un articol, iertarea pe caiet. O zis Petru, Doamne, vrei să-l iert pe caiet? Că zice, 490 de ori, îți la 450. Tot scriu, zice, e bine? Și Doamne, pune caietul jos, mă, nu ți-e rușine, mă. Dă cu caietul după cine ești. Nu, așa sunt unii, te iartă după 25 de ani, deschide caietul, 25 februarie. Ai, ce scandal ai făcut. Te-am iertat, zice, da? Nu mi-aduc aminte, să nu uiți, zice. Să nu uiți. Domnul să te binecuvintează, zice. Nu, n-ai iertat. Că dacă iertai și uitai. Vă aduc aminte că atunci când Iosif era în închisoare, în Biblie nu spune Biblia câtă închisoare a făcut Iosif. Rabinii evrei însă, pe baza unor calcule, au spus că între 10 și 12 ani a făcut Iosif închisoare. Iubiții mei, voi credeți că Iosif ajunge în celulă cu oamenii care chiar au păcătuit degeaba? Dumnezeu acolo în închisoare pe Iosif îl pregătește pentru întâlnirea cu frații lui. Paharnicul iese din închisoare și uită de Iosif. Și de ce? Că Iosif s-a încrezut în paharnic și a zis Dumnezeu, Iosif, încă n-ai învățat că în mine trebuie să te încrezi, nu în paharnic. Că dacă te scoate paharnicul, toată viața să-i mulțumești lui. Dacă te scot eu, îmi mulțumești mie. Și-a mai trecut un an, doi și-a zis Iosif, așa cred eu, că așa a fost. Iosif, în mintea lui, Doamne, dacă mă întâlnesc cu frații mei, praf îi fac. O zi, Domnul, da, mai stai 2 ani. Nu, dacă tu ai zis. După vreo încă 2 ani, o zis Iosif, Doamne, nu-i fac praf, dar știi ce o să le spun? Auzi, când o să mă aduceți haina, o să vedeți greu. O zi, Domnul, da, încă 3 ani pentru vorba asta. Și într-o zi, o zis Iosif, Doamne, dacă mă scoți de aici, o să le dau de mâncare, o să îi îmbrățișez și o să plâng împreună cu ei. O zi, Domnul, da? Bărberește-te, zice, schimbă-ți hainele, că avem treabă, zice. Avem treabă. Aleluia. Ca să vă dovedesc că ceea ce am spus nu a fost invenție, Iosif iese din închisoare, mere la faraon, se căsătorește și soția lui are burtică. Și spune, Iosif, cum îi punem numele la pruncul ăsta? Și o zis Iosif, uitare, uitare. Uitare? Păi da, ce, i-am iertat și acum atâta și uit. Nu să-i uit pe ei, să uit ce m-a făcut ei. Și dimineața plecau copiii la grădiniță. Copilul, că era numai, uitare, hai să-ți dau sandwich-ul. Și până venea, Doamne, ajută-mă să uit. Doamne, ajută-mă să uit, Doamne. Ajută-mă să uit, Doamne. Să nu le amintesc, Doamne, să nu le spun nimic, Doamne. Uitare, ți-ai făcut temele! Și până venea să scoată caietele, uit. Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi putere. O rămas desărcinat a doua oară soția lui. Iosif, ce nume? Sper că nu vii iară cu nume din ala. Uitare și prostii din ala. Rodire. Că după ce am uitat ce m-au făcut frații, pot să rodez pentru ei. După ce am nimicit buruiana urii, a răzbunării, a neiertării, acum putem pune greu, zice. Dacă pui greu pe ăsta buruiană, o să iasă mai mare buruiana ca și greu. Și într-o zi a venit frații lui Iosif. Și a zis, Iosif, sunteți oameni de treabă ca să puteți ieși de treabă. Bă, nemernici, nu vii rușine, mă, dar acum 20 de ani, ce ați făcut, mă, cu ăla, mă? Așa au zis. Și da, păstă gură, taci. Că ai spus că uite, taci. Un singur test l-a dat. O luat paharul și l-a pus în sacul lui Beniamin. O vrut să vadă dacă îi doare când mai pierde un frate. Și-a venit Iuda și s-a pus în genunchi. Și-a zis, Domnule, nu știa că Iosif, bagă-mă pe mine la închisoare în locul lui. Și Iosif a început, nu mai putut, a fost gata.
Acum 20 de ani n-ai spus așa, Iuda. Acum 20 de ani mai vândut. Dar nu i-a spus, o zis el în minte. Dar au vrut să vadă, l-a dat test și a văzut că s-a schimbat. Și a zis, acum puneți masa, zice. Eu sunt Iosif. Spune Biblia că așa o plâns, că a auzit toată casa lui Faraon. La tine când m-au vecinii, când te cer sau când plângi și în pace? Că de auză se aude. Trei și patru. Eu nu știu cât e ceasul. Trei. Maleabilitatea. Iacov 3 cu 17. Înțelepciunea care vine de sus e ușor de înduplecat. Maleabil. Știți care e opusul maleabilității? Încăpățânare. Vreau să vă întreb. Când vă întâlniți pe stradă cu un om încăpățânat și vedeți în 5 minute că e încăpățânat, așa e că îl chemați la masă să mai stați 3 ore cu el, că vă place? Eu nu. Eu nu știu cum să-i spun că trebuie să plec. Iubiții mei, gândiți-vă dacă 5 minute cu un om încăpățânat îți grele, cum îți 50 de ani? Gândiți-vă. O zis Iacov, dacă vreți o căsătorie fericită, o biserică care să rodească, o comunitate frumoasă, fiți maleabili. Încăpățânarea e de fapt refuzul de a te schimba. Căsătoria însă ne schimbă, ne maturizează și ne crește. Și acum o să vă spun câteva diferențe între omul încăpățânat și omul mândru. Omul încăpățânat și omul maleabil. Omul încăpățânat e egoist și mândru. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat crede că are tot timpul dreptate. Omul maleabil nu caută dreptatea, ci pacea. Nu știu dacă ați prins ultima. Frate păstor, trebuie să vii la noi acasă să faci dreptate. Nu o să ai în veci pace dacă faci dreptate, păstor. Eram lângă Lugoș la o familie cu mai mulți copii. Am slujit la biserică acum vreo 3 ani la ei și m-au chemat la masă la sfârșit. N-am putut să mănânc aproape nimica. Mirosea foarte urât animale, a porci, a graj, a coteț. Și tot mirosul ăla a venit în bucătărie și n-am putut să mănânc. Dar nu le-am spus ca să nu-i supăr pe ei. Însă ei au văzut că n-am mâncat. Când am ieșit în curte, a zis diaconul, tata, frate Cristian, de ce n-ai mâncat? Azi, mă, omul, le spun sincer, n-am putut, așa mirosea porci, n-am putut să s-a oprit și a zis, frate Cristi, vecinul meu are animalele lângă bucătăria mea. Potrivit legii, pot să-l bag în tribunal oricând și câștig, că n-are voie să strânăci, ci în spate, în spate, în grădină. Frate Cristi, de 35 de ani miroase așa la noi și am tăcut ca să fie pace și să pot să-l chem la biserică și la evangelizare. Tu ești păstor și nu ai putut răbda o oră și eu am răbdat 35 de ani. Vreți dreptate? Sau pace? Dacă ne facem noi dreptate, nu mai e nevoie de judecata de apoi. Pentru aia judecata de apoi, că acolo e dreptatea adevărată. Știți că în România, în multe orașe, procurorii stau la masă cu avocații când îți gata procesul? Eu știu. Și voi vreți dreptate, așa e? Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Am stat 3 ore cu copilul în brațe săptămâna trecută pentru că soția mea a dormit doar 3 ore noaptea aceea. Ca ea să poată dormi încă 3 ore să ajungă măcar la 6. M-am gândit că asta nu se vede pe YouTube. Dacă eram încăpățânat, îi spuneam, nevasta trebuie să crească prunci și eu mă duc și predic. Și am timp de studiu și am nevoie de timp de studiu. Vezi-ți de prunci. Însă eu m-am dat seama că înainte să predic în Hagen și ca Dumnezeu să se uite ce vorbesc aici, mai întâi se uită la ce fac acasă.
în fața voastră pot să pozez, la soție nu pot. În ziua judecății nu vă va întreba pe voi, Domnul, cum e Cristi, ci pe ea. Să nu uitați ce vă spun. Încăpățânatul concurează, omul maleabil cooperează. Ascultați-mă, soția dumneavoastră, iubiți bărbați, stimați bărbați, nu e perfectă. Iubite surori, bărbatul dumneavoastră nu e perfect. Dacă era perfect și desăvârșit, deja vi-l lua Domnul acasă. Am mai vorbit ceva la masă astăzi cu frații și tare ne-am bucurat. Citeam azi despre Moise și am văzut că au zis Moise, Doamne, nu mă duc, că-s bâlbâit. Și au zis, Domnul, ce vindec. Nu, nu ce vindec. Așa bâlbâit cum ești, mergi. 80 de ani avea Moise și au zis, îl pun lângă tine pe Aron, care are 83 de ani și care vorbește fluent. Atenție ce vă spun acum. Nu eu le am. Domnul e lăudat și slăvit că El m-a dat astăzi gândul. Dacă stăteam pe TikTok, nu aveam niciun gând. Am stat pe Biblie, vreo 3 ore astăzi. Auziți ce m-a spus Domnul? A zis, Cristi, Moise a fost un lider foarte bun, dar un vorbitor foarte rău, că avea cusur. Dacă îl vindecam pe Moise, n-ar mai fi avut nevoie de Aron și merea singur. Aron a fost un vorbitor foarte bun și un lider foarte prost. Că foarte ușor l-a influențat poporul. Și au zis, Domnul Cristi, așa fac în familii, așa fac în biserici, așa fac peste tot, ca să vă completați unul pe altul. Așa că nu mai cere soției să se schimbe, schimbă-te tu. Și m-a mai zis Domnul ceva, a zis, Domnul, dacă pui plus și plus la mașină, la baterie nu pornește. Numai plus cu minus. Încăpățânarea pare ceva puternic, dar de fapt e o slăbiciune extrem de mare de caracter. Încăpățânatul e frustrat, cel maleabil e împlinit. Nu o să meargă căsătoria voastră dacă nu începeți să lăsați de la voi. Să îngăduiți, să cooperați, să faceți echipă, un ajutor, nu zis perfect, ci potrivit. E diferență. Și în ultimul rând, un al patrulea stâlp de care ai nevoie în căsătorie este nefățărnicia, sinceritate. Iacov 3:17, nefățarnic. Ce înseamnă cuvântul fățarnic? Un om care trăiește o viață dublă. Cunosc om în țara asta care a slujit ani de zile și care și-a bătut nevasta acasă ani de zile în timp ce slujea. Când ieșea în public, draga mea, uitați-vă, iubita mea, și acasă îi dădea ceaiul. Iertați-mi expresia. Nu continui să vă spun mai departe. Sunt mulți astfel de oameni. Pentru aia vine ziua judecății și spune, Doamne, n-am slujit, nu v-am cunoscut, plecați. Cel mai mult Iisus Hristos a vorbit împotriva fățărniciei, să nu uitați. Cel mai mult. Curvarul poate fi mântuit dacă se pocăiește și recunoaște că e curvar. Vameșul, fariseul nu poate. Pentru că fariseul spune, predica asta era bună pentru nașa și pentru cumnatul, dar nu a fost la biserică, zice. Dar el e mai rău decât și nașul și cumnatul de mii de ori. Dar ca să zici că frate papa zice, nu, eu, deci Boariul a avut să arate ceva, dar nu mă învață el pe mine, mă. 36 de ani și eu am. Iubiții mei, ascultați-mă bine ce vă spun. Omul sincer e ca parbrizul la mașină. Dacă parbrizul e murdar, între Logan și Mercedes nu e nicio diferență. Dacă nu vezi în oglindă, poți să ai 500 de cai, că la prima accelerație faci accident. Primul lucru la o mașină e să vezi unde merge, să fie transparent. De aceea e important partenerul care l-ai lângă tine să spună adevărul și să trăiască adevărul.
Le spun la unele fete și le spun la unii băieți, că dacă v-ați căsătorit, nu mai am ce să vă spun. Iubește ce, alege ce iubești, apoi iubește ce ai ales. Asta pot să vă spun. Dar le spun așa, ai grijă. Umblă sincer cu Dumnezeu, că dacă e sincer, Dumnezeu nu te lasă. Și înainte de căsătorie, când vei vorbi cu băiatul sau cu fata, pentru că tu e sincer, Dumnezeu îți va da niște semnale și îți va arăta, uite-te cum se comportă cu maica sau uite ce urât vorbește cu păstorul. Și Dumnezeu, prin semnalele alea, pentru că tu e sinceră, îți va arăta că el e un nemernic. Problema e să n-apuci să te îndrăgostești, că dacă te îndrăgostești, vezi nemernicia ca și calitate. Îi mere mintea, frate, nu-i nemernic. Îi descurcăreați. M-a binecuvântat Domnul. 10.000 face la o mașină când vinde. M-a pus Domnul mâna în cap. An de zile m-am întrebat de ce Abigail a stat lângă un nebun. Nu spun eu asta, ci Biblia, Nabal. Cum poate o femeie așa înțeleaptă să stea lângă un om atât de egoist, atât de rău? Știți, Biblia nu spune, dar eu cred că așa a fost. Când s-a îndrăgostit, i-a spus mama lui Abigail, Abi, nu-i pentru tine. Mami, ai văzut cât e o oiară? Abi, am văzut că trage țepe. Mami, ce bun e cașul. Oh, mami. Și în loc să se despartă de Nabal înainte să se căsătorească, o prins ură pe maica ta și pe taică să fie spus adevărul, că cine nu e îndrăgostit vede bine lucrurile. Știți? Așa că țineți conștiu de părerea părinților, că nu deja au 40 de ani de viață sau 50 de ani. Și într-o zi o zis Abigail, David, asta am ales. Trebuie să mă înțelegi. Atâta poate. Mai mult nu poate. Cum e numele, e și omul. Închei. E vremea să închei. Și să ne rugăm. Un scriitor scoțian pe nume Thomas a trăit într-o fermă la țară cu soția lui și a auzit cum și-a numit el casa. Cel mai singuratic loc din Marea Britanie. E trist, nu? Să zici eu cu soția cel mai singuratic loc din România. Așa mă plictisesc cu ea. E o groază, când n-avem musafiri, nu știu ce mai vorbim. În fiecare zi, Thomas, scriitorul, urca pe scară la pod, unde lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, Jane, a rămas singură și rămânea singură de multe ori. Într-o seară la cină, Jane, ca să mai vorbească un pic, că femeia, dacă vede că taci, să știți că o femeie, când bărbatul tace, are impresia că ceva e în regulă și pentru aia inițiază, nu ca să vă nerveze pe voi. Știți? Și Jane a întrebat, văzând că el tace, a zis, ce părere ai despre mâncarea care ți-am făcut-o cu așa de multă dragoste? Inima ei tânja după apreciere, că nu a primit-o de mult. Și el a început să urle. Vrei să te plătesc pentru ce faci sau ce? Care, ce-i cu întrebarea asta? Cu asta, cu vorbele astea, a plecat din nou în atelier să mai scrie. Și Jane a rămas să strângă masa cu lacrimi în ochi. Nu un an, nu doi. Așa a fost toată viața. Ani mai târziu, când soția lui a murit, Thomas i-a găsit jurnalul. Nu știa că soția lui ținea un jurnal. Pe paginile pline de lacrimi, a citit acest refren care apărea de mai multe ori. Thomas, aș vrea să-mi spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment din când în când pentru lucrurile pe care le încerc să le fac ca să te fac fericit. Ducem multe flori în ziua morții. În loc să le ducem când suntem în viață, le ducem la mormânt. Plastic. Plastic. Să nu uitați, iubiți bărbați, că voi sunteți plătiți pentru serviciul pe care îl faceți. Ele nu-s plătite aici. Dacă ar trebui să plătești o firmă de curățenie, o firmă de mâncare, o firmă de călcat cămăși, o firmă de crescut copii,
o firmă de trezit noaptea să dai medicamente la copii, fără 3.000 de euro nu ieși cu toate astea. Și ele nu iau niciun ban pentru asta. Au nevoie de un cuvânt de la voi. Au nevoie de o îmbrățișare. Se simt folosite uneori. Că vreți numai voi, nevoile voastre, dar ale lor, asta îmi spune Duhul Sfânt să vă spun. Nu le înțelegeți și nu le apreciați. În seara asta, nu o să vă mai ținem mult. Aș vrea să puteți lua cina împreună cu soția dumneavoastră. Eu nu eram unde sunt dacă nu aveam acasă o soție. Gândiți-vă, în 11 ani de viață, 7 sarcini. Am făcut un calcul într-o zi. 7 ori 9, 54. 54 de luni însărcinată din 11 ani. Eu am venit la voi și au rămas cu 7, din care 2 îs pe medicamente. Unul ia 7 medicamente, altul ia 6. Ăla care ia 6 are 3 luni jumate. Și mă întreabă, nu v-am spus asta ca să vă spun ce sacrificii fac, că nu vreau să fiu compătimit de nimeni. V-am spus asta că la fel cum soția mea face asta, face și soția dumneavoastră. O să vedeți într-o zi că răsplata pe care o are o femeie din asta va întrece cu mult, poate și răsplata unui păstor. Poate e nevoie în seara asta la rugăciune să ne cerem iertare Domnului, dar să ne cerem iertare și ei sau și lui. Iubiții mei, dacă mă dau cu capul de sicriu în ziua mormântării ei, e târziu. Nu mă ajută cu nimic. Dacă iau 1.000 de euro să-i cumpăr sicriu alb, să vadă YouTube-ul, dar cu ce o ajută pe ea lucrul ăsta? Ia din când în când 50 de euro și dă-i și spune, dragă, cumpără ce vrei tu. Du-te tu în oraș astăzi, o oră, la mall, stau eu cu copiii. Fă-i o bucurie. E ajutorul pe care Dumnezeu vi-l-a dat. Și-a zis apostolul că împreună cu ele trebuie să moștenim harul vieții veșnice. Știți ce aș vrea în seara asta în Hagen? Să unească Dumnezeu din nou familiile unde lucrurile nu mai merg bine. Prin înțelepciune se înalță o casă. Și dacă nu sunteți căsătoriți unii dintre voi, luați predica asta care am predicat-o din toată inima și spuneți, Doamne, nu să-mi dai așa partener, ci ajută-mă să fiu așa partener. Că în funcție de principiile pe care le ai, faci alegerile care le faci. Vorbiți frumos unul cu altul. Trăiți-vă viața în așa fel încât la final, când vom citi jurnalul celuilalt, să nu avem regrete. Mă uit din când în când la soția mea și știu că, într-o zi, unul din noi pleacă primul. Ori ea, ori eu, vom avea câțiva ani singuri. Și în fiecare zi, clipa aia se apropie mai mult. N-ar trebui să profit de ce au rămas. O zis Hannah Frank, o fată pe care au ucis-o naziștii, jurnalul Anne Frank, e una dintre cele mai citite cărți din lume, au zis, duce multe flori la mormântare pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Aș vrea ca în Hagen recunoștința să fie mai puternic decât regretul. Haideți să ne ridicăm, iubiții mei, și în acest sens să facem o rugăciune. Și acasă, dacă ai un cuvânt de încurajare și de ridicare, Dumnezeu să te ajute la asta. Amin. Ne rugăm.